Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Incendiu la acoperișul unui bloc de pe șoseaua București. Prima săptămână de toamnă va fi una caniculară. Au fost publicate rezultatele concursului de angajare la ISU Giurgiu. Mâine va începe o nouă sesiune parlamentară. Astra Giurgiu la a șasea victorie consecutivă din Liga 1. Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în zona Patibar din municipiu. Acoperișul unui bloc a luat foc și o parte din locatare a fost evacuată de către pompierii sosiți la fața locului. Focul a pornit cel mai probabil de la o lampă cu gaz folosită la lucrările de izolație a acoperișului. Clipe de panică pentru locatarii unui bloc din zona Patibar. Aceștia au fost evacuați din apartamente de către pompieri din cauza fumului care venea de pe acoperișul blocului. Dezorientați, oamenii nu știau de ce au fost scoși din case. Ce s-a întâmplat? Nu știu nimic, noi suntem la 3. Și de ce ați fost dat afară? Păi mi-a zis băiatul să ieșim cu fata afară. Dar nu știi ce se întâmplă? Nu știu eu că eu vin de la servici, dar nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Au spus pompieri. Păi s-a urcat sus acolo pe bloc, nu știu. Deci eu vin de la serviciu, uitați-mă cum sunt. M-a anunțat să vin, dar la mine în cameră nu e nimic în apartament. Sus pe bloc. Nu au trecut mai mult de 25 de minute de la primirea apelului la 112 și pompierii au lichidat focul care cuprinsese o parte din acoperiș. În această după-amiază, la ora 13:44 de minute, dispeceratul inspectoratului a fost anunțat că în municipiul Giurgiu s-a produs un incendiu la un bloc situat pe șoseaua București. La fața locului s-au deplasat de la detașamentul de pompieri Giurgiu, o auto specială de lucru cu apă și spumă, o auto specială de descarcerare și o ambulanță smurt. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost folosirea unei lămpi cu gaz. Se efectuau lucrări de izolație la acoperișul blocului, iar muncitorii au lăsat locul de muncă nesupravegheat. Prima zi de toamnă din acest an găsește județul Giurgiu sub atenționare de cod galben de caniculă. De altfel, potrivit meteorologilor, luna septembrie va fi mai caldă decât de obicei și săracă în precipitații. Pentru luni 31 august și marți 1 septembrie, meteorologii au emis atenționare cod galben pentru majoritatea județelor țării, întrucât avem de a face cu un val de căldură care va încinge din nou termometrele care vor indica 35-36 de grade la umbră. Alte 10 județe sunt sub incidența codului portocaliu. Cod galben este așadar și la Giurgiu, unde disconfortul termic va fi din nou prezent, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru această săptămână vremea va fi caldă. Vom avea temperaturi maxime în jurul valorilor de 35 de grade, iar temperaturi minime în jurul valorilor de 22 de grade. Indicele de disconfort termic va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Vântul va sufla slab. De altfel, potrivit meteorologilor, luna septembrie, deși nu va mai fi la fel de călduroasă ca august, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în sud, sud-est și vest. Precipitațiile se mențin deficitare, cu excepție pentru regiunea nordică, unde media lunară va fi apropiată de cea multianuală de 55 de litri pe metru pătrat. Cald va fi și în octombrie, când valorile termice vor fi peste mediile climatologice în sud-est, sud și vest, însă precipitațiile vor fi abundente în majoritatea regiunilor. Excepție vor face sudul, sud-est, destul și vestul țării. În cartierul Negru Vodă o grămadă de gunoi zace de mai mult timp chiar lângă pubelele unde ar trebui aruncate deșeurile. Locuitorii din zonă spun că deșeurile s-au adunat pentru că nu au fost ridicate de aproape 2 luni de zile. În imediata apropiere a unui loc de joacă din cartierul Negru Vodă trenează o grămadă de gunoi de dimensiuni considerabile. Culmea este că gunoiul s-a strâns chiar lângă pubelele care sunt instalate aici tocmai pentru colectarea deșeurilor. În cartierul Negru Vodă, la 2 pași de locul de joacă din spatele blocului B2, se află o foarte mare grămadă de gunoi. Interesant este faptul că ea se află chiar lângă pubelele unde ar trebui aruncate deșeurile, iar această grămadă stă aici de vreo 2 luni de zile, după cum ne-au spus mai mulți locuitori din zonă. Nimeni nu s-a ocupat de ea, deși pe acești locuitori, cei cu care am stat de vorbă, spun că au sesizat autoritățile, dar ea rămâne în continuare aici. De ce și cine aruncă gunoaiele lângă pubele și nu în pubele, încă nu se știe. Important este că mirosul este insuportabil și există și pericolul unui incendiu, pentru că sunt și resturi vegetale uscate foarte multe și un simplu muc de țigare aprins aruncat aici poate provoca un incendiu.
Astfel de situații ar mai putea fi întâlnite odată cu venirea toamnei, spun reprezentanții societății Giurgiu Servicii Locale. Aceștia arată că sunt încă, din păcate, și mulți giurgiuveni care depozitează deșeurile în locuri nepermise. Acolo unde dumneavoastră ați sesizat această problemă, într-adevăr există gunoi depozitat pe spațiu public, pe teritoriul municipiului, însă este un gunoi vegetal scos din curțile oamenilor, gunoi care în perioada de toamnă începe să apară din ce în ce mai des în zona de case. Este un gunoi pe care societatea financiară urbană care se ocupă de ridicarea gunoiului menajer nu îl are în contract să-l ridice. Acel gunoi îl ridicăm noi pentru a nu fi depozitat pe spațiu verde, însă acum o săptămână jumate tocmai am curățat acel loc. S-a ridicat o remorcă jumătate de material vegetal, vrejuri și alte materiale vegetale scoase din curțile oamenilor. Lumea își face curățenia de toamnă, toaletează copacii și depozitează acel gunoi lângă pubele. Lângă pubele, pentru care noi suntem nevoiți să-l ridicăm, pentru că acel gunoi creează un disconfort cetățenilor din zonă. În ceea ce privește situația semnalată de TV Giurgiu în cartierul Negru Vodă, directorul societății Giurgiu Servicii Locale a dat asigurări că ea va fi remediată în cursul zilei de mâine. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante de pompieri la ISU Giurgiu au fost afișate. În urma examenului susținut între 21 și 27 august, au fost ocupate 40 din cele 48 de locuri scoase la concurs. Pentru candidații declarați admiși în urma susținerii probelor, se poate aprecia că focul emoțiilor a fost stins. După testele psihologice și evaluarea performanțelor fizice, candidații pentru ocuparea unui post de subofițer operativ principal sau conducător auto la ISU Giurgiu au susținut concursul constând într-un test scris și un interviu structurat pe probleme profesionale. Pentru candidații declarați admiși, focul emoțiilor s-a stins după evaluări, scurgerea timpului pentru contestații, analiza acestora și, evident, afișarea rezultatelor finale. Joi s-a finalizat examenul, iar vineri, în data de 28, au fost afișate rezultatele finale ca urmare a expirării termenului de depunere a contestațiilor. În total s-au ocupat 40 de locuri din cele 48 scoase la concurs. Din rândul celor 40 de admiși, 10 subofițeri operativi principali au rămas la Giurgiu pe tot atâtea locuri disponibile, iar la conducători auto doar 3 au fost angajați pe totalul de 5 locuri existente în municipiul reședință de județ. Până la totalul de 40, noi reprezentanți ai Inspectoratului pentru situații de urgență au fost repartizați pe locurile scoase la concurs pentru detașamentele din Bolintin, Deal, Colibaș, Mihăilești și Roata. Din rândul posturilor neocupate, câteva de conducător auto sunt libere și la Mihăilești și Bolintin, Deal, însă nu s-a dispus încă dacă și când se va mai organiza un alt eventual concurs pentru ocuparea acestor. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu le reamintește contribuabililor că au posibilitatea să acceseze gratuit serviciul Spațiu Virtual Privat lansat anul trecut. Prin intermediul acestuia, persoanele fizice pot afla informații despre situația lor fiscală. Până în prezent, doar 57 de giurgiuveni s-au înregistrat pe platforma online. Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în toamna anului trecut serviciul Spațiu Privat Virtual, în care contribuabilii pot solicita, în urma înregistrării și autentificării cu username și parolă, o serie de date despre situația lor fiscală. Platforma este dedicată deocamdată persoanelor fizice, iar datele pot fi consultate 24 din 24 de ore. Categoria de acte și de informații care le pot obține contribuabilii prin acest serviciu oferit este următoarea: situația obligațiilor fiscale de plată la data de, nota obligațiilor de plată, situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de angajator, certificatul de atestare fiscală și adeverința de venit. La nivelul județului Giurgiu, doar 57 de contribuabili s-au înregistrat în sistem, 44 dintre aceștia fiind în municipiu. Numărul utilizatorilor este foarte mic, așa că reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice reamintesc utilitatea platformei online. Pe această cale lansăm un apel pentru mediatizarea la nivelul contribuabililor și conștientizarea acestora că
decât să vină la ghișeu, să stea la cozi, ar fi mult mai simplu de accesat un serviciu online. Mai ales când acum foarte mulți au certificate digitale calificate, se pot simplu înrola în acest serviciu și ulterior la orice moment să-și acceseze informațiile respective. Giurgiuvenii se pot înregistra în serviciul spațiu privat virtual la ghișeul unic din incinta instituției din municipiu sau direct de la sediul firmei sau de la domiciliul propriu. Sesiunea parlamentară care va începe mâine se anunță una cu proiecte pe cât de controversate, pe atât de importante. Parlamentarii s-au pregătit pentru a dezbate subiecte care nici în timpul vacanței nu au fost uitate. Prima zi de toamnă calendaristică înseamnă și prima zi a sesiunii parlamentare, iar membrii Senatului și ai Camerei Deputaților vor avea o agendă încărcată. Deputatul Florian Nicolae a trecut astăzi în revistă câteva dintre cele mai importante proiecte prevăzute pentru sesiunea care va începe mâine. Așa cum s-a discutat în cadrul Biroului Permanent Național al Partidului Național Liberal în urmă cu câteva zile, temele principale în acest moment se referă la codul fiscal și politicile de armonizare ale tuturor actelor normative care generează venituri pentru realizarea elementelor de cheltuieli impuse de noul cod fiscal, vorbind de o lege a salarizării personalului din unitățile bugetare, vorbim de votul în diaspora, vorbim de o nouă lege privind statutul polițistului, o nouă lege a sănătății, sprijinul performanței în învățământ și sport, un nou cod al incompatibilităților și precum și multe proiecte referitoare la infrastructura ce se impune la nivel național, în special infrastructura de transport. Problemele caracteristice colegiului pe care îl reprezintă nu au fost nici ele uitate de către deputatul Giurgiuvean. Cred că o să fie o sesiune bazată pe proiecte, bazată pe soluții, pe susținerea de soluții de proiecte, iar noi, parlamentarii din Giurgiu, cred că o să ne batem pentru realizarea de cât mai multe proiecte pentru orașul și județul nostru. Conducerea PNL a stabilit sâmbătă prioritățile legislative pe care parlamentarii liberali le vor susține în sesiunea parlamentară de toamnă. Așa cum menționa deputatul Florian Nicolae, între acestea se numără modificarea statutului polițistului, legea învățământului profesional, reglementări privind holdingurile, infrastructura de transport și o nouă lege a sănătății. Pietonii și șoferii indisciplinați nu au fost iertați de polițiștii locali. Aceștia au desfășurat pe tot parcursul săptămânii trecute o amplă acțiune pe străzile din municipiu și au sancționat abaterile de la lege. Polițiștii au aplicat 10 de amenzi în valoare de peste 5.000 de lei. În săptămâna 24-28 august, polițiștii din cadrul compartimentului siguranță rutieră al poliției locale au acționat pe linia traversărilor neregulamentare ale pietonilor, dar și a opririlor și staționărilor neregulamentare. Aceste razii au avut drept rezultat aplicarea a 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei. 17 sunt avertismente care vizează mai mult traversările neregulamentare ale pietonilor. Asta nu înseamnă că pietonii n-au fost și amendați contravențional prin aplicarea amenzii respective. Ba da, dar am spus, din cele 17, majoritatea sunt date pentru traversări neregulamentare ale pietonilor. Iar diferența de 43 de sancțiuni au fost aplicate conducătorilor auto care n-au respectat regulile de circulație privind oprirea staționarea în locurile permise. Polițiștii vor continua să-i sancționeze pe giurgiuvenii care nu respectă legea și le atrag atenția șoferilor că abaterile nu trebuie puse pe seama numărului prea mare de mașini din municipiu. Acțiunile se vor desfășura cu precădere pe strada Mircea cel Bătrân, în piața centrală și pe șoseaua București, pe segmentul strada Tineret Pasarelă, zone în care șoferii ignoră indicatoarele care interzic oprirea autoturismelor. După 120 de ore de teorie și 240 de practică, 27 de cursanți au susținut azi examen pentru obținerea calificării în meseria de patiser. Cursul a fost derulat în cadrul unui proiect în care furnizor este societatea Nova Force Technic, în parteneriat cu AJFM Giurgiu.
Pe 8 iunie 2015, societatea Nova Force Technic, în parteneriat cu AJOFM Giurgiu, au dat startul unui curs de formare profesională în meseria de patiser. S-au înscris 27 de persoane, în mare majoritate femei, care au avut de parcurs 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică. Acum, cursul a ajuns la final și, înainte de susținerea examenului, cursantele ne-au împărtășit câteva aspecte din experiența acumulată în timpul celor 2 luni și jumătate de teorie și practică. De ce ați ales un curs de patiser? M-a pasionat, am vrut să învăț mult mai multe și am zis că dacă tot am ocazia, să încerc să-l fac. Cum a fost cursul? Că au fost foarte multe ore de teorie, de practică? A fost foarte interesant, am făcut și practică și teorie. Am învățat multe lucruri pe care eu le știam la Argo 91. Ce așteptări sunt după acest examen? Poate găsim, avem ocazia să găsim, să lucrăm în acest domeniu. De ce nu? Putem încerca. A fost un curs de o experiență de formare profesională. Sper ca mulți dintre noi să poată să găsească un post de angajare. S-a făcut atât teorie cât și practică și sperăm să ne mai înscrim și la alte cursuri pentru obținerea unor diplome de formare profesională, adică să avem calificări. Pentru unii din noi e puțin cam târziu, că avem o vârstă, dar totuși a fost o experiență plăcută. Cursul s-a adresat persoanelor care au vrut să se califice în meseria de patiser sau cei care au vrut să-și îmbunătățească cunoștințele în acest domeniu. Cursul oferă posibilitatea dobândirii de noi competențe profesionale, având în vedere că pe oferta locurilor de muncă în regiunea Sud-Muntenia, cele mai căutate meserii sunt bucătar, ospătar sau lucrător în comerț. Așa cum ei vor întinde aluatul cu merdeneaua, așa și eu am vrut să le îndetezez calea spre o nouă meserie, meseria de patiser. Examenul pentru obținerea certificatului de calificare în meseria de patiser a fost de tip grilă. Din 5 variante de subiect s-a extras una singură, iar întrebările au fost de dificultate medie și au făcut referire la tot ceea ce s-a predat pe timpul cursului. Rezultatele s-au afișat în acea zi, iar pe lângă certificatul de calificare, cursanții vor beneficia și de o subvenție în bani de 3.500 de lei. Din 2013, de la 31 august, marcăm sărbătoarea limbii române în țară, iar Moldova de peste Prut din 1990. Limba noastră s-a format în urmă cu circa 2 milenii, dar de la redactarea primului document în limba română s-au scurs 494 de ani. Tot ceea ce s-a creat însă, cel puțin pe plan artistic de-a lungul vremii în spațiul mioritic, s-a creat în dulcele grai românesc și cu acel dor inexistent în alte limbi ale lumii. De la formarea limbii române prin contopirea latinei vechi cu graiul dacilor, au trecut cam 2 milenii, dar cel mai vechi document păstrat, redactat în limba noastră, este scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, adresată județului de Brașov, la 1521. Din acest moment se consideră că s-a renunțat la grafia slavonă, limba română îmbogățindu-se treptat prin contribuția unor importante personalități cu grele nume în cultura noastră, de la Dimitrie Cantemir, să zicem, și Mihai Eminescu, până la Nichita Stănescu și Grigore Vieru, care spunea în frumoasei limba noastră: pe ramul verde trece o pasăre măiastră, cu drag și cu mirare ascultă limba noastră, dar spune și în cuvinte, când cântă la fereastră, ea le-ar lua, știu bine, din limba sfânta noastră. Ziua limbii române se sărbătorește de 2 ani în România, la 31 august, la aceeași dată cu limba noastră, o sărbătoare similară marcată în Moldova de peste Prut din 1990. Din dulcele grai românesc face parte și cuvântul intraductibil dor, un cuvânt a cărui semnificație numai românii o pot percepe la adevărata intensitate.
Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmează informațiile din sport și meteo și emisiunile Sport Arena și Audiența. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Întâlnirea amicală de fotbal vineri seara pe stadionul din Port, acolo unde au intrat pe teren pentru două reprize a 25 de minute. Echipa Dunărea Giurgiu și Olt Dunărea. Varianta Olt ce amintește de echipa condusă cândva de Sandu Pantazi. Partida a fost un prilej de a se mai dezamorți pentru cei care au lăsat fotbalul mai la o parte. Iar pentru seniorii de la Dunărea se poate spune că a fost un nou meci de pregătire în vederea participării în campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice. Partida de astăzi face parte dintr-un lung șir de evenimente, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme domnul Sandu Pantazi. A fost inițiativa dânsului să disputăm o partidă de fotbal între Dunărea Giurgiu actuală și Dunărea Giurgiu, cei care au fost sub comanda dânsului la juniorii 2 și ulterior juniorii 1. Partida a fost una în care fiecare a jucat după posibilități, cum se spune la o asemenea ocazie, iar scorul final 4-4 este unul care ne arată că s-a alergat ceva cu acest prilej. Vom mai disputa meciuri amicale. Deocamdată nu știm, nu au confirmat echipele cu care am discutat să vă pot spune un nume, dar sigur vom mai avea cel puțin o partidă amicală. Un meci amical, chiar la egalitate. Sper să ne mai întâlnim și altă dată. În fiecare an aș dori. Și mult succes Dunării din competiția care urmează. Pentru Dunărea, vara a fost una bogată în evenimente, echipa giurgiuveană susținând un număr record de partide amicale în vederea pregătirii pentru sezonul competițional. Liga Elevilor Socialdemocrați a organizat sâmbătă pe terenul din Parcul Elevilor un campionat de fotbal denumit Cupa Ligii Elevilor. Competiția s-a aflat la prima sa ediție și la startul său s-au înscris 8 echipe formate din elevi de la școlile și liceele din oraș. Echipe ce nu au purtat un nume, ci numere. La eveniment au participat și doi foști mari fotbaliști români, Dorin Mateuț și Daniel Liftode, care au urmărit competiția și la final au participat la festivitatea de premiere. Mi-a făcut mare plăcere și îmi face mare plăcere această invitație din partea giurgiuvenilor la o competiție. Poate nu atât de importantă, dar o competiție de fotbal la care se întrec echipe de la anumite școli, o vârstă 18-19 ani. Sunt onorat să fiu aici și așteptăm să termine această finală. Eu sunt bucuros că am venit aici la această competiție, pentru că sunt bucuros că când văd că elevii din liceu joacă fotbal, chiar dacă pe teren de mini-fotbal, dar e un lucru îmbucurător pentru că din ce în ce fotbalul românesc coboară. Sunt onorat să fiu prezent la orice competiție, indiferent dacă este fotbal, poate să fie și handbal, basket. În general, sportul. După ce echipele au jucat între ele, cele mai bune au ajuns în finala mică și în finala mare. Campionatul județean de fotbal va debuta pe 5 septembrie după un program ce deocamdată nu a fost făcut public. În acest sens, Asociația Județeană de Fotbal pregătind o conferință de presă pentru joi, 3 septembrie. Una peste alta, echipele au intrat în linie dreaptă la capitolul pregătiri, iar Dunărea Giurgiu și-a chemat sâmbătă băieții la vestiar și i-a îmbrăcat în echipamentul oficial pentru fotografia de grup de dinaintea startului în campionat. Am făcut o serie de achiziții, am completat lotul nostru de seniori care a suferit în campionatul trecut. Avem un lot de 22 de jucători complet, achiziții noi în număr de 12, jucători din orașul Giurgiu și din comunele apropiate orașului. Avem jucători de la Vedea, de la Călugăreni, adunații Copăceni. Deci obiectivul nostru fiind locul 1, acesta a fost motivul pentru care am făcut aceste achiziții. Vă pleca jucători din vechea echipă? Da, mai mulți jucători au renunțat pentru că nu erau pregătiți să facă față pregătirii și cerințelor noastre și, bineînțeles, că au renunțat la, și noi am renunțat la serviciile lor. Așadar, Dunărea Giurgiu pornește la drum cu un lot îmbunătățit, ținta echipei pentru acest sezon fiind locul 1 sau 2.
Etapa nouă a Ligii întâi fotbalistice a dus Astra la Ploiești, acolo unde giurgiuvenii au făcut în fața Petrolului unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ca densitate de ocazii din acest sezon al primului eșalon. Astra a învins cu scorul de 1-0 echipa Găzarilor și clasamentul Ligii întâi găsește echipa lui Marius Șumudică cu 20 de puncte, fotoliul de lider înainte de mini-vacanța pe care o ia Liga întâi. Omul surpriză a fost Alexandru Dandea, cel care a marcat unicul gol al meciului în minutul 35, relung cu capul în plasă după un corner de pe partea stângă executat de Budescu, într-un meci contraindicat cardiacilor. Asta a fost echipa norocoasă de pe teren, pentru că echipa gazdă cu Eusebiu Tudor, debutant ca principal în Liga 1, a ratat două penaltiuri. În minutul 38, Lunga a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Dacian Varga. Apoi, în minutul 69, Laurențiu Marinescu a ratat un penalti acordat după un fault asupra lui Farina. Finalul partidei a înregistrat 1-0 pentru Astra și cei aproape 6.000 de spectatori de pe stadionul Ilie Oană au rămas dezamăgiți. Astra Giurgiu a intrat în teren cu Lung Junior, Cheiruș, Găman, Geraldo, Moraeș, Dandea, Boldrin, Anache, înlocuit de Ionis, Budescu de Amorim, înlocuit de Roșu, și Alibec înlocuit de Florea. A fost o partidă la capătul căreia tehnicianul Șumudică a declarat: am făcut cinste fotbalului și noi și ei. Îmi felicit și jucătorii pentru efortul depus. Îl felicit pe Boldrin, care a dat dovadă de un mare caracter, pentru că a ținut să joace deși are fractură de os zigomatic. Cât despre Budescu, ce să mai spun? A alergat de s-au dat parametri peste cap, a mai spus Șumudică. După această victorie, Astra este lidera clasamentului cu 20 de puncte, golavraj 19-13, urmată de Dinamo cu 17 puncte, apoi de Viitorul, ASEA Târgu Mureș și Steaua cu 16 puncte. Etapa 10 va începe pe 12 septembrie și Astra Giurgiu va întâlni acasă Pandurii Târgu Jiu. Marți, vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza în zonele de câmpie și de podiș, unde și disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în vest, nord-vest și est. Și la Giurgiu vom avea vreme mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi maxime termice de 35 de grade în municipiu, la Ghimpați, Izvoarele și Comana, și de 34 de grade în Mihăilești, Hotarele și Bolinii. Din vale. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră dinspre sud-est, presiunea atmosferică 764 de mm coloană de mercuri, apele Dunării sunt în scădere cu 2 cm, cota probabilă minus 14 cm, iar umiditatea va fi de 40%.